Io sono Borbette, la terza a registrare che Carol De Dick mortui un vero eco per la musica di Teon. Io sono Borbette e sono più perché un paura favolosa di Tara Hasegulin. Sono messate le parole, in special testa a Croesti, parte stessa là su di sus. Se si significasse a numero di parole, che bene io presuppongo, ma è stessi io presuppongo che con Baidei io presuppongo che questa estate era un forte vecchio che non è bacio e in special bacio è già in Sarajate dove è stato vecchio sta nulla monte che non sta la scelta deci si banesci sta la monte la bala care e lungă colțul său. Ei bine, eu vreau să vă spun că aceste sate au unele în legătură cu altele și avem Sălașul de sus, Sălașul de jos. Ei bine, aceste probleme de vechi ca și casele și societate vechi. Când era pace, stăteau jos, era război, stăteau sus. Dar asta doar o presupunere, în special, există alte noțiuni care nu sunt pe presupunere. Și anume, în satul Peștera există o peșteră. Eu cred că zona aceea a fost consacrată de acea peșteră încă dinainte de dați. Prin oamenilor de peșteră care l-au care au făcut din peșteră odată ce a fost părăsită probabil un loc sacru de aducere a mintei de consacrare. Acum eu nu vreau să vorbesc prost, dar vreau să vă spun un lucru. Templu și să luăm templul lui Solomon. Deși, da, asta vreau să spun că s-a făcut după ce a fost părăsită peștera, un fel de rememorare a lucrurilor de cu nostalgie zaporesciană și s-a făcut un loc tensionar de biserică în acea peșteră, mentre nu costă. A vreau să vă spun așa, gândiți-vă la un templu, templu Solomon. Avem două coloane, o ușă, un pronaos, un naos, un altar. E bine, acum ca să ajungem la satul Paros. Eu cred că satul Paros s-a făcut un templu inspirat de peștera din satul Peștera, asta probabil de la Dacia. În același timp, Paros românească, ca pe denumirea maghiară, maghiarizată sau plăcească. Toți știți că există Paros în Grecia. În Grecia ceva marmură. Ei bine, eu cred că Paros la origine nu a semnat bărbos. Ca și Cristian Barbosu de la Arad, în care ascultam predicile cu prietenul pastor. Sau auzam despre aici, este în semnal la origine un fel de marmură lină, fel de marmură lucitoare, așa tocită. Iar când au venit, nu au fi venit, sau poate nu au fi venit, dar, din cază că oamenii ăia în final la Dumnezeu sau la o personificare a lui Dumnezeu cu astfel
Deus sau un ceva dacilor și erau bărboși, s-a făcut tensiunea între acea marmură care era din ea de la început, poate fi fost chiar marmură de Paros, cine știe, tenită pe mureș. Ori cei de la Sumeria, ori a început să însemne Sfântul Barbos, Barbos, Paros, Petos. Paros nu s-a numit Barbos, s-a numit și Petos, ca un fel de gerila. Apoi, trebuie să vă spun că satele Coroiești, mai ales este fața față de peștera, care iarăși este un sat tactic. Și mai jos este râul Alpsului, sau râul Mixiroa, nu știu, mai bine. A trebuit să mă uit pe o hartă, dar vreau să păstrez dimensiunea fabuloasă acestui loc. Și astfel, cum vă spuneam, Dacia au preluat zona de la Băneșii, pe care probabil au exterminat sau pe care i-au asimilat. Și s-a trecut de la un cult al, să zicem, prosperității vânătorii, la un cult celest. Deci, nu mai atâta la peșteră, ci un templu, care cred că templul dacilor asemăna foarte mult cu biserica din Umișoara, care este la capătul drumului spre munte, de la Sălaș. Cum zice la satul ăla? Piatră. O habală și piatră. De peste trei. Cred că se mâna cu biserica din Lucfara, nu pe vale. Aia ar fi o oglindie a ce fel ca paroș. La paroș este biserica, dar mai dezvoltat, cred, cu povărirea Duhului Sfânt. Sunt trei împărați, unul la Ponor, unul la Paros și unul la Ostrov. Ei bine, după aceea, după ce dacii au luat-o peste bot și au venit romanii, s-a trecut probabil la cultul lui Apollo, Solar sau cultul lui Iovis, Ceresc, sau cine știe ce cult, al Minerții, în înțelepciune. Și după aceea, după aproximativ 200 de ani, poate și mai repede, sau poate și mai târziu, s-a trecut direct la schimbarea hramului cu numele Iisus Hristos. Care Iisus Hristos, în scurt timp de la predicare, avea să simbolizeze cel puțin în nord și apoi în întreaga zonă creștină, un bărbos, cred că, un nazirez, nu? Un esenian, considerat păcătos. Probabil că esenienii, sau ca și călugării, însemna ceva peorativ în anumite cercuri. Deci, bine, trebuie să fie acesta în care,